Bună seara dragi prieteni, bine v-am regăsit la emisiunea Viața la Superlativ. În această seară vom vorbi despre o problemă despre care tot am auzit noi din Biblie, din anumite contexte spirituale și nu prea am înțeles ce înseamnă un cuvânt. Binecuvântare. Probabil că acest cuvânt, binecuvântare, înseamnă ceva mai mult decât a grăi de bine, a binecuvânta. Ce implicații are binecuvântarea? Din partea cui vine această binecuvântare? Împreună cu noi se află domnul pastor Florin Ianovic, pastor la Biserica Penticostală Betel București. Bună seara, bine ați revenit la emisiunea noastră. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bine am găsit. Apropo de Minescu, că de când nu v-am văzut, multă vreme a trecut. E adevărat. E adevărat. Mulțumesc Dumnezeu că ne putem revedea. Și acum, mă bucur pentru disponibilitatea de a participa în seara aceasta, și dacă tot am deschis discuția despre asta, haideți să vedem ce este bine binecuvântarea. Răspunsul lui Dumnezeu la criza cu care ne se confruntă românii și nu numai ei este soluția lui Dumnezeu care nu-i nouă. Soluția lui Dumnezeu care a fost pentru orice generație, pentru orice om, din orice loc s-ar afla el. Și probabil că una dintre accepțiunile cele mai ușoare, simple de înțeles și de ajutor nouă, este cea pe care o dă psalmistul în Psalmul 3, versetul 8, unde spune: "La Domnul este scăparea" și apoi explică: "Binecuvântarea ta să fie peste poporul tău." Binecuvântarea este o scăpare din strânsoarea unor dușmani, fie că sunt ei pământești, printre aceștia însemnând numesc îngrijorările greutățile, lipsa pâinii, a unui loc de muncă, fie că e vorba despre o strânsoare a sufletului, că avem dușmani în lăuntru și avem dușmani în afară. Și binecuvântarea, pe scurt, este o scăpare din strânsoarea unui dușman. Scăpare din strânsoarea unui dușman. Doreza, pe primele pagini ale Bibliei deja întâlnim termenul de binecuvântare, când spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o înseamnă că a pus-o deoparte, i-a dat un statut special. Mai târziu vedem că Avram a fost binecuvântat de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Este o chestie de superioritate? Este o calitate deosebită față de alte lucruri sau alte ființe? Strict referindu-se la sabat, la ziua de odihnă, aici sensul cuvântului binecuvântare este Dumnezeu și-a găsit plăcere în acest lucru. Fiindcă una este când Dumnezeu privește la un răspuns pe care omul dă și aduce plăcere lui Dumnezeu, răspunsul credinței unui om, iar al binecuvântarea despre care uh, vorbeai cu privire la Avram, înseamnă răspunsul lui Dumnezeu pe care l-a dat uh, lui Avram cu privire la îngrijorările pământului și nu numai. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu, spre deosebire de, un, uh, de sensul acesta grăit de bine, Binecuvântarea lui Dumnezeu este cuantificabilă. Când Dumnezeu binecuvântează un om, nu e o părere. Mi se pare că sunt binecuvântat. Ea este cuantificabilă, ea se vede, ea este palpabilă. Există un exemplu și acesta este elocvent. Când vorbește Dumnezeu despre Avram și despre binecuvântarea pe care a dăruit-o, se referă la înmulțirea rodului pământului, înmulțirea rodului animalelor. Se referă la ceea ce n-a lipsit din casa lui Avram, i-a mers bine, s-a îmbogățit. A fost un om cu greutate în timpul lui. Există chiar o expresie frumoasă cu referire la Isaac. Biblia spune că atunci când Isaac a semănat, rodul lui a fost însutit și apoi vine explicația, căci Dumnezeu l-a binecuvântat. Cu alte cuvinte, binecuvântarea înseamnă că tu lucrezi, îți faci datoria, pui sămânța în pământ, însă răspunsul pe care îl primești este cu totul diferit de ceea ce în mod normal ar fi trebuit să te aștepți. Binecuvântarea Lui Dumnezeu nu este o urmare sau o consecință naturală. Binecuvântarea Lui Dumnezeu este supranaturală și are de a face cu lucrarea Lui, nu cu lucrarea omului. Pentru că, spre exemplu, referindu-ne strict la acest tablou, fiindcă vorbim despre binecuvântarea cuantificabilă, văzută, Isaac a semănat într-un timp de secetă, deopotrivă cu filistenii, în pământul lor n-a crescut nimic, gelozia lor a fost peste măsură, însă în pământul lui Isa, care era același pământ, nimic, nicio inginerie aparte, răspunsul a fost diferit pentru că Dumnezeu binecuvântați. Deci binecuvântarea este un răspuns <coughs> supranatural al milei lui Dumnezeu. Îmi place cum ați spus. Deci este și un statut de privilegiat Segur. în contextul acesta al binecuvântării. Există un pasaj în Biblie, văd că l-ați și noastră în această schiță, 2 Samuel 7 cu 29 și chiar întâi Cronii 17 cu 29 unde spune binecuvântează dar casa robului tău ca să rămână pe vece înaintea ta că ce binecuvântezi tu Doamne rămâne binecuvântat pentru veșnicie este adevărat lucrul acesta ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru veșnicie și veșnicie așa cum o înțelegem noi adică fără sfârșit fără terminare a timpului sau sunt doar anumite contexte în care. Binecuvântarea, binecuvântarea lui Dumnezeu care... nu se referă la un moment anume. Și aici este frumusețea binecuvântării. Binecuvântarea lui Dumnezeu este veșnică pentru că El spune lucrul acesta. Ea este veșnică. Dar dacă este să fim cu totul și cu totul realiști și să vorbim despre binecuvântarea lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune că binecuvântarea este veșnică, se referă la intenția pe care El o are cu privire la ceea ce El gândește. Dumnezeu face daruri, nu-i pare rău de darul făcut, nu le ia înapoi și intenția lui Dumnezeu este ca el să rămână veșnic. Însă răspunsul omului este un răspuns din de care omul poate rămâne în binecuvântarea lui Dumnezeu sau poate să fie un răspuns din de care omul să piardă binecuvântarea. Când vorbește Dumnezeu despre binecuvântarea veșnică, se referă la următoarea, următoarea afirmație. Dacă voi vă veți face partea, eu cu atât mai mult rămâneți în ascultare, rămâneți în condițiile pe care le-ați primit, pentru că credința are anumite condiții și a se desfășoară în anumiți parametri. Un răspuns al omului trebuie să existe. Nu putem vorbi despre credință așa eterică. Credința nu este eterică. Ea înseamnă o mulțime de atitudini practice, acțiuni, fapte care să fie o dovadă a credinței. Dacă noi rămânem în ascultarea pe care îi o datorăm lui Dumnezeu și în condițiile în care El ne-a oferit binecuvântarea, nimic nu se schimbă în viața noastră. Pe Dumnezeu nu interesează că e 2013 România București. Dumnezeu ce binecuvântează rămâne binecuvântat. Să înțelegem că putem avea și noi experiența unui personaj biblic de care mi-aduc acum aminte și care se numește Iaebeț, mm -hmm. în care el cere binecuvântare. Dacă mă vei binecuvânta și nici n-apucă să spună prea mult și Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse. Este posibil ca într-o societate românească în criză, într-un context în care lucrurile sunt atât de dificile, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al roadelor, câmpului, al hrănitului și așa mai departe, un om care cere binecuvântarea de la Dumnezeu, i se va da în mod supranatural sau sunt anumite condiții care trebuie împlinite ca să fie binecuvântat de Dumnezeu. Realitatea este că binecuvântarea lui Dumnezeu este un dar. Darul întotdeauna va trimite către dăruitor. Însă darul lui Dumnezeu numit binecuvântare nu are loc în lipsa unui răspuns din partea omului. Omul nu poate determina binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că este dar. Și aceasta Dumnezeu ne oferă. Însă rămâne. tuturor? Nu, o oferă acelor care o primesc și rămân în ascultare de el. Ea este condiționată. Însă, sub aspectul celui care dăruiește, noi nu putem să o determinăm. Nu putem spune că există vreun om care să merite binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu o oferă ca pe un dar, pentru că el este plin de dragoste și face lucrul acesta cu plăcere. Dacă ne referim strict la situația lui de, la care făceai tu trimitere, pe Dumnezeu l-a onorat. Această cerere făcută de un om care, privind în jur, a zis: Singura mea șansă este să cer de la. Dumnezeu, pentru că nu văd nicio altă posibilitate și nu văd niciun alt lucru pe care eu să mă sprijin. Când Dumnezeu privește spre un om și vede că și-a pus nădejdea în Dumnezeu și că el cere cu o inimă deschisă, în momentul acela Dumnezeu se bucură, pentru că Dumnezeu vrea să ne dea un răspuns plin de dragoste. Însă binecuvântarea primită, ea nu rămâne în viața unui om independent de ceea ce omul respectiv face. Nu, ea are anumite condiții. Ea presupune să rămână, încă o dată spun, nu să o primim, noi nu putem condiționa, nu putem determina primirea binecuvântării. Dar odată ce am primit-o, de noi depinde dacă ea rămâne sau ea pleacă. Haideți să mai vedem. Cum mai este această binecuvântare? Cum se mai manifestă? Nu e, adică este doar o chestiune de înmulțire supranaturală a roadelor, a grâului sau cum spune cuvântul Domnului, când prorocul Ilie vine la o femeie și el vine împreună cu binecuvântarea lui Dumnezeu, făina din oală n-a unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care îl rostise Domnul? Sigur, e extrem, extrem de important, foarte important să înțelegem că binecuvântarea lui Dumnezeu operează atât în planul lucrurilor văzute, adică avem nevoie de pâine sau de un loc de muncă, cerem de la Dumnezeu, ne rugăm și Dumnezeu, într-un mod... Supranatural ne dă un răspuns. Când spun supranatural, înseamnă că nu meritul nostru, nu abilitățile noastre. Suntem conștienți că nu eram eligibili. Suntem conștienți că nu am fi primit lucrul acela în mod obișnuit. Însă Dumnezeu a lucrat și l-am primit. Însă aceasta este acea binecuvântare în planul celor văzute. Dar mai există o binecuvântare numită Gândirea, sau dacă vreți modul în care un om percepe lucrurile în viață. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu înseamnă doar că în cămară sau în frigider va fi plin, ci înseamnă și acea percepție asupra lucrurilor, acea binecuvântare de a gândi lucrurile diferit. Și iată, binecuvântarea se mai traduce și în faptul că nu, nu, nu neapărat că îți mai pui un etaj la casă, ci prin faptul că ceea ce ai nu scade. Tălmăcit în termenii noștri înseamnă în felul următor. Am același salariu, prețurile sunt din ce în ce mai mari, nevoile sunt din ce în ce mai multe, dar, într-un mod, l-aș numi miraculos, ei reușesc să ies la liman. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă o gândire dincolo de care să putem administra într-un mod înțelept. Pentru că Dumnezeu ne ajută și binecuvântarea înseamnă, printre altele, și să ai un mod de a gândi astfel încât tu să poți de fiecare dată să alegi ce este bine. Deci un fel cumpărit. de echilibru Sigur personal da. în care să știi că nimic nu se poate întâmpla fără voia lui Dumnezeu, fără îngăduința lui Dumnezeu și să ai conștiința faptului că toate lucrurile pot să meargă bine. În Absolut. Aceasta. Efectiv există în privința aceasta, ca binecuvântare, patru direcții în privința gândirii. De foarte multe ori Dumnezeu, lucrează în viața noastră și ne dăruiește lucrurile de care avem nevoie, din nefericire noi nu le putem păstra. Pentru că Dumnezeu în Marea Sa Dragoste răspunde la rugăciunile noastre, dar lipsa unui echilibru și a unui mod de a trăi potrivit, lipsa unei, dacă vreți, unei gândiri sănătoase, împiedică ca acea binecuvântare să rămână. Și mi-am notat câteva lucruri în Proverbe 24 cu 25, Biblia spune felul următor, celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. A judecat drept înseamnă pe de o parte ca în ceea ce te privește să ai așteptări potrivite cu ceea ce îți permiți să ai. Marea problemă a oamenilor este că ei socot că în viață sunt amărâți și fiindcă visele lor sunt disproporționate față de ceea ce ar trebui ca un om să viseze. Așteptări irealiste. Dorințe care sunt cu mult peste ceea ce ar trebui să avem în viață. Și judecata aceasta dreaptă se referă atât la raporturile noastre cu semenii, și aceasta presupune ca noi, în actele noastre, să fim oameni corecți cu cei din lângă noi, dar presupune și o judecată dreaptă vis-a-vis -vis de tine. Și am să vă dau un exemplu. Stau de vorbă cu tinerii. În general, cu tinerii. 26-27 de ani. Se plâng. N-am aia, n-am aia, n-am casă, n-am nimic. Și am întrebat. Cât ai muncit în viața ta? La vremea potrivită ai învățat? Te-ai pregătit să ai o educație dincolo de care să ai un loc de muncă mai bun? Ce ai investit? Gândirea dreaptă presupune ca tu să fii un om care să te uiți spre tine și să spui Hei, în virtutea ce am eu aceste vise? Pentru că Dumnezeu binecuvântează în primul rând cu o gândire care este dreaptă. Și gândirea dreaptă aparține omului credincios. Bun, în același timp trebuie să spui -ți ținte înalte. Sigur. Și trebuie să rogi pe Dumnezeu să te ajute să le atingi. Nu poți să zici, domnule, dacă eu îmi doresc acum ceva foarte mult și nu este o dorință păcătoasă, înseamnă că nu gândesc drept. Pentru că s-ar putea ca o gândire dreaptă să fie în același timp și uh, crescândă. Nu da. e doar o dreaptă. Lui Dumnezeu îi place grafică. ca noi să țintim spre lucrurile înalte, însă Dumnezeu, pe de altă parte, spune când gândești sănătos, vei gândi întotdeauna funcție de priorități. Și există în privința aceasta încă un proverb fantastic care spune 24 cu 27. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucru câmpului și apoi apucă-te să zidești casă. Dacă tu ca tânăr în fiecare lună îți dorești să schimbi iPhone-ul și îți dorești să îți primenești garderoba ca tânără, în momentul acela binecuvântarea lui Dumnezeu care presupune un răspuns supranatural, un răspuns extraordinar față de o cerere pe care o ai. Dumnezeu se va uita și va spune, tu risipești, pentru că prioritar înseamnă... Întâi să te ocupi de educația ta, după aceea să-ți găsești un loc de muncă, după aceea să cauți să ai un loc unde să stai să te așezi, după aceea să-ți cauți o fată cu care să te să căsătorești. adică să nu pui căruți înainte. Că exact, eu. sigur, sunt niște priorități. <coughs> Vorbim despre ținte înalte, dar țintele noastre înalte, care trebuie să fie înalte, trebuie să fie uh, cumva bazate pe anumite priorități pe care uh, Dumnezeu. Mă bucur că sunteți pastor și iubiți tinerii și ați sesizat aceste lucruri. Uh, zice, de ce ai întârziat? Păi n-am avut ce să mă îmbrac. N-ai avut cu ce să te îmbraci pentru Numai că nu te-ai hotărât, te hotărât pentru că nu te-ai hotărât pentru că ne deschizi dulapul dar de așa de multe când te poți hotărî, nu că n-ai avea cu ce. Dar nu știu dacă ați observat plin de CV-uri peste tot, plin de oferte, da, sunt cel mai bun, sunt comunicativ și așa mai departe, sunt dispus la lucruri, când e vorba să muncești efectiv și să fii un om care face eforturi foarte puțini tineri sunt gata să investească în mod real, în a munci, în a petrece timp de calitate în creativitate, în munca respectivă. Este un semn al unei generații deja depășite de virtual sau cum? Da, se pare că nu numai faptul că virtualul influențează într-un mod puternic, ci și faptul că din virtual vin lucruri care pur și simplu modifică modul de gândire și modifică valorile spre care aspiră omul. Sunt povești de tip Hollywood, în care ea, needucată, fată de la țară, beticea urâtă, în episodul 2050, se transformă într-o zână. Soluții care sunt, da, ușoare, soluții care sunt, propriu zis, nu le vei regăsi niciodată în viață. Tipare inventat. Și atunci, în momentul acela, Uh, nu mai există această disponibilitate la efort. Sigur, trebuie să o recunoaștem că și societatea românească, mi-e greu să spun lucrul acesta, trebuie să fim realiști. Societatea românească promovează anumite lucruri dincolo de care tinerii nu mai au repere și nu mai au modele. Dacă Cutăreasca, la 16 ani, s-a căsătorit cu Cutărescu, el având 50 de ani și ea vine cu iahtul la liceu, pentru ce aș mai învăța? E suficient să arăt bine. Și atunci, sigur că tinerii sunt derutați. Și atunci rolul nostru este să le spunem în felul următor. Easy come, easy go. Soluțiile care vin ușor, soluțiile care nu sunt ancorate în Dumnezeu, sunt soluții pe care vântul, ploaia le vor spulbera. Vă dau acest exemplu care este fantastic. A, unei, a unui om care a plecat cu un handicap la drum. Rut. Rut are un adjectiv, moabita. Și nu o spune vecinul răutăcios. Sublinierea aparține autorului Bibliei, adică lui Dumnezeu, Rut Moabita. Ea când ajunge în Israel, locul care era străin, urmând pe soacra ei, propriu să a mers într-o țară străină, într-o realitate și străină. Și noi încă nu putem să ne imaginăm discriminarea care era acolo Moabita. și, și situația tensionată care era acolo Sigur. între israeliți și moabiți și așa Sigur. mai departe. Moabiții fiind dușmanii tradiționali ai Israelului și nu mai conta că tu ai o anumită trăire, că ai fost până la urmă alături de socrata, contează că erai moabit. Ei, femeia aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că a impresionat nu doar pe stăpân, aici este mirarea, a impresionat pe slugi. Tot timpul uh, muncea de dimineață până seara muncit. Ce se întâmplă? Partea aceasta a făcut-o ea, după care Dumnezeu vine cu miraculosul și îi dă ceea ce oricum ea nu putea aspira vreodată să aibă. Îi dă un soț din Israel și o înscrie în lista genealogică a Domnului, Isus. Adică mai întâi pui tu sămânța, mai întâi te ocupi tu și te trudești, după care vine supranaturalul, după care vine miraculosul. De ce Dumnezeu face așa? De ce Dumnezeu pune un juc pe o Să înțelegem că oamenii aceștia care au primit uh, fără să trudească, care au niște privilegii care nu se bazează pe ceva muncă serioasă, ci doar niște ocazii, nu sunt bine binecuvântările lui Dumnezeu? Ele sunt binecuvântările lui Dumnezeu, dar greșită administrare a acestor binecuvântări, faptul că ele nu te transformă și în lăuntru, ci numai în afară îți îmbogățesc patrimoniu, duc la o concepție deformată asupra ceea ce este Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a lăsat un juc pe umerii tinerilor, ca ei să învețe cine este Dumnezeu. Și cine este Dumnezeu? Dumnezeu este acela care spune, dați voi piatră la o parte. Cel ce a înviat pe Avram, pe Lazar, care era mort de patru zile, putea cu multă ușurință să dea piatră la o parte. Dar prin aceasta el spune ceea ce a repetat în nenumărate rânduri: dați Cezarului ce este al Cezarului, cu alte cuvinte, preocupați-vă de ceea ce puteți face voi și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, adică lăudați-l pentru intervenția lui, care este dincolo de eforturile voastre, dincolo de ceea ce vreunul dintre voi ar putea obține. Rămân la această părere că cea mai mare binecuvântare. Este să ai mintea transformat Cea mai mare binecuvântare este să poți privi realitatea cu ochii lui Dumnezeu Și să înțelegi că în viață tu ai partea ta de făcut Iar Dumnezeu cu prisosință o va face pe a lui Cu mult mai mult decât m-am gândit eu Cu mult mai mult decât am visat vreodată Eu mărturisesc astăzi că nu m-am gândit vreodată Că voi fi în poziția în care sunt Și când mă uit la lucrurile din jurul meu Îmi dau seama că realitatea este cu mult superioară visului pe care l-am avut ce legătură este între binecuvântare și rugăciune? Propriu zis, binecuvântarea lui Dumnezeu este declanșată doar de rugăciune. Propriu zis, Dumnezeu răspunde la rugăciune și așa și spune cuvântul lui Dumnezeu, că uh, binecuvântarea se dăruiește în urma rugăciunii. De ce? Rugăciunea are nu rolul de a-L convinge pe Dumnezeu, El este dornic să ne binecuvânteze, ci răspunsul rugăciunii întărește pe om în legătura lui cu Dumnezeu. O rugăciune ascultată este baza unei încrederi pe care o ai data viitoare când te vei confrunta cu o problemă. Dumnezeu ne lasă să ne rugăm și apoi Dumnezeu ne lasă să privim răspunsul la rugăciune pentru întărirea noastră. Fiindcă dacă am obține binecuvântarea fără rugăciune, ar însemna că Dumnezeu este cumva hazard. Ici, colo, nu știm ca urmare a ce, nu știm ca urmare a căror lucruri se obține binecuvântarea. Nu e întâmplarea, e. Întotdeauna uh, prespune rugăciune, spune Psalmul 28 cu 6, binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Avem o întrebare de la telespectatori, o întrebare mai amplă. Ce părere aveți despre următoarele versete? 2, 20 cu 26. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, care înseamnă binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. Ce înseamnă să binecuvântezi pe Domnul? De aceea au numit locul acela Valea Beraca nume care a rămas până în ziua de azi. Uh, există în, în, viața unui om anumite momente de oprire. Trebuie să existe anumite momente de oprire. Când la capătul unei lupte grele, Dumnezeu îți oferă biruința, presupunem că ți-ai dorit foarte mult să obții, să zicem, un loc de muncă sau l-ai rugat pe Dumnezeu să-ți dea o vindecare. A durat. Ai trecut printr-un proces până ai obținut acea binecuvântare. Ceea ce dorește Domnul Dumnezeu este ca la capătul acelei lupte, la capătul acelei biruințe în care Dumnezeu este Cel ce te-a ajutat, omul să nu treagă pasager și fugitiv. Trebuie să-ți iei un timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, să-ți exprimi înaintea Dumnezeu mulțumirea și n-ar fi rău ca sărbătorirea aceasta pe care o faci față de Dumnezeu care ți-a răspuns să se traducă și în anumite gesturi, în anumite fapte. Să răspunzi, Dumnezeu mi-a dat... Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu m-a binecuvântat, deci mă voi opri, îi voi mulțumi, îi voi răsplăti căutând și eu, la rândul meu, să ajut pe cei din jur în limita posibilităților mele. Ce înseamnă să poposești într-o vale, să numești valea binecuvântării, să-ți iei timp, să analizezi, să reflectezi, să spui, ajutorul tău a fost acela care mi-a dus biruința. Să-i mulțumești Dumnezeu pe îndelete. De cele mai multe ori, noi, când am ajuns să avem un răspuns la o problemă cu care ne-am luptat. Se pare că sărbătorim cu alții decât cu acela care ar fi trebuit să fie uh, răsplătit cu mulțumirea. Și din nefericire mai facem un lucru cu mult mai trist. Ne arogăm meritele pe care noi nu le avem. Începem să vorbim despre ce am făcut cât noi. suntem noi, cât, de înțeles, Și atunci e bine ca tu să te oprești, să mărturisești și altora, să îi și pe alții, spunându-le, uite cum M-a ajutat Dumnezeu rugându-mă. Și lucrul ăsta ar fi cumva un răspuns la a te opri și a binecuvânta pe Domnul. Adică cu rugăciunea, cu fapta. Chiar prin faptul că stai și, nu știu, îți exprimi mulțumirea, cum poți. Nu toți cântăm frumos, nu toți... Dar să stai, să meditezi, să spui, Doamne, recunosc că Tu ai fost acela care m-ai ajutat și mărturisește și altora ce s-a făcut Dumnezeu. Un alt text de la Isaia 19-24 Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Cum va fi Israel al treilea, unit cu o binecuvântare? Sau ca o binecuvântare? Le zice telespectatorul. Uh, nu știu, uh, nu cunosc contextul. Contextul, sigur că va da răspuns la această întrebare, însă în cadrul binecuvântărilor făcute lui Israel, în Deuteronom, este scris vei fi întotdeauna cap și nu, și coadă. nu coadă. Există momente când prosperitatea unor țări, și la ce face referire, prosperitatea unor țări, presupune o asociere binecuvântată. Adică dacă vei fi în rând cu ele... Probabil că erau țări în momentul acela prospere, nu știu contextul, dar aceasta este ideea pe care o am în acest moment. Al treilea nu înseamnă că ai primit medalia de bronz, ci în rândul celor binecuvântați, în rândul celor care sunt cu însemnătate, în rândul celor care au uh, belșug. Ce Acesta cred că este înțelesul pentru acest text. O altă întrebare. De ce uităm așa ușor binecuvântările? Pentru că, din nefericire, în viața noastră, fie... Procesul obținerii binecuvântărilor a fost unul în care a lipsit rugăciunea, fie pentru faptul că, de cele mai multe ori în viață, omul, dacă nu-și învață lecțiile și dacă nu înțelege în ce constă mecanismul binecuvântării, are tendința de a repeta greșelile iarăși și iarăși. Până n-ai înțeles ce înseamnă binecuvântarea Dumnezeu și. Noi am stat multă vreme și am vorbit cu prietenii de-ai mei vis-a-vis -vis de acest studiu, și oamenii au spus: Eu n-am înțeles niciodată, propriu-zis, că binecuvântarea în așa, în așa ceva constă. Omul uită să mulțumească lui Dumnezeu și uită binecuvântările pentru că, din nefericire, durerea radiază mai puternic. Zece lucruri frumoase să ni se întâmple în viață și la 11 la să fie rău. Radiază, Toate mi se întâmplă numai mie. Dar radiază lucruri rău. Se pare că. Întotdeauna asupra omului, impresia uh, lucrului rău este cu mult mai puternică decât efectul pe care îl aduce un lucru bun care îi se întâmplă. Și asta presupune un lucru, lipsă de educație. Noi va trebui să ne educăm să fim mulțumitori. Structura omului de când se naște este a unei urzici. Ca să devenim o, o floare, va trebui să ne educăm, să dăm o mireasmă plăcută în jur. Noi ne naștem în felul acesta, cu o nemulțumire în gât. Și trăim cu ea până la moarte. Dacă nu ne educăm, să ne schimbăm. Probabil zis, a mulțumirii lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, a fi mulțumitor, pentru că a mulțumii presupune să te oprești și față de o situație, să spui mulțumesc frumos, iar mulțumitor înseamnă o structură a unui om care în fiecare moment al vieții lui găsește acea parte luminoasă în tot ceea ce se întâmplă și găsește o mulțumire în ceea ce îi se întâmplă în viață. Există totuși niște condiții în care se manifestă binecuvântarea, care țin totuși și de alegerile noastre. Absolut. A spus că, în general, binecuvântarea este un dar al lui Dumnezeu, dar totuși sunt niște condiții pentru ca binecuvântarea aceasta să intre în anumite vieți. Mi-aduc aminte de Iacov. Iacov care, pentru binecuvântare, ajunge să fie obsedat o viață întreagă. vreau binecuvântarea, binecuvântarea întâi lui născut era pe vremea aceea, o binecuvântare foarte importantă pe care tatăl trebuia să o dea și chiar dacă în primă instanță e o fură, mișelește fratului său sau toată viața tânjește după această binecuvântare în așa fel încât în lupta cu îngerul are aceeași problemă nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. E nevoie de o fervoare, e nevoie de o uh, concentrare puternică pe această idee de binecuvântare ca la Iacov, o viață întreagă sau... Uh, Poți fi binecuvântat, spre exemplu, cum a fost binecuvântat Potifar, că și-a luat un Iosif lângă el și Dumnezeu l-a binecuvântat indirect. Există binecuvântarea prin asociere. Binecuvântarea prin asociere are la bază măcar acest, această fărâmă de înțelepciune că te-ai însoțit cu omul potrivit. Dacă v-ați dus aminte într-o seară când am mers cu avionul amândoi, v-am spus <laughs> da, um, da. că nu-mi e frică acum că sunt cu dumneavoastră. Știu că vă iubește Dumnezeu prea mult. Da. Eu, eu, cred, eu cred că stând lângă anumiți oameni există și o protecție. Mie îmi spunea odată o credincioasă în timpul cutremurului din 79 parcă a fost. 77. Că avea o colegă lângă ea și colega a fugit repede și a în brațe. Ea a fost, sigur, mirată și a zis, stând lângă tine, cu siguranță nu voi muri. <laughs> Asocierea cu oamenii binecuvântați aduce o binecuvântare, însă binecuvântarea aceasta este conjuncturală. Binecuvântarea conjuncturală nu face altceva decât să facă setea mai adânc. Eu vorbesc. Să-ți această... arate cam ce ai pierde dacă. Ce ai avea dacă. Sau ce ai avea. Binecuvântarea lui Dumnezeu spuneam că este veșnică, nu este a unui moment. Sigur că Dumnezeu în momente dificile intervine, dar binecuvântarea prin asociere presupune doar uh, pentru un moment. Și se poate în felul acesta. Dar binecuvântarea adevărată este aceea care o simți în fiecare secundă a vieții tale. Pentru că încă o dată spun, și cred că exemplul pe care l-ați adus în discuție este foarte pilduitor. După înțelesul meu. Iacov în momentul în care fuge de acasă și are visul cu Dumnezeu, condiționează trăirea lui cu Dumnezeu de binecuvântarea? Dacă, e un condițional. Și vorbește despre lucruri cuantificabile, dacă îmi vei da aia, dacă îmi vei da aia. Mi se pare că momentul luptei cu îngerul sau cu Domnul, pentru că acolo este Bine mai mult decât un alt aspect. Alt aspect. De ce? Pentru că după cuvântul binecuvântare nu mai adaugă nimic. Nu mai spune cartofi, morcovi, mașină sau etc. Bine, păstrând proporțiile și sper să înțeleagă telespectatorii că o mică doză de umor nu stric. Acolo spune, bine binecuvântează-mă, punct. Și în Osea este descrisă modalitatea prin care a biruit îngerul. Eu am fost foarte intrigat. Cum adică un om să-l biruie pe Dumnezeu? Este ceea ce excede modul meu de gândire. În Osea spune la un moment dat că a biruit pe, a biruit pe Dumnezeu pentru că a plâns și s-a rugat mult. Dumnezeu nu poate fi biruit prin puterea armei. N-a fost o înfruntare a unor spadasini. A fost, de fapt, o luptă în care El s-a rugat și a plâns. Așa spune cuvântul din Osea. Și atunci înțeleg că, de fapt, binecuvântarea pe care acolo a primit-o Iacov a fost binecuvântarea transformării. Pentru că El pleacă cu un nume nou. Și dacă unii dintre ne, tăi spectatori, să zicem, practică această um, idee a... Jertfirii, prin lacrimi, prin rugăciuni fierbinte, ani de zile și nu se întâmplă nimic. Am să le spun spectatorilor următorul lucru. Nu este adevărat că nu se întâmplă nimic, dar este adevărat că nu se întâmplă lucrurile pe care ei le doresc. Noi punctăm rugăciunile noastre și spunem ne-am dorit un, doi, trei. Și au tot dreptul telespectatorii să spună eu știu mai bine, nu s-a întâmplat. Dar la capătul acestei lupte se întâmplă două, două, cel puțin două. Se întâmplă două uh, lucruri noi. Unu, când stai cu Dumnezeu în această încleștare, chiar dacă n-ai primit răspunsul concret, tu nu mai ești același om. Apropierea ta de Dumnezeu, comorile pe care le primești în timpul acestei lupte, sunt cu totul diferite. Și dacă ești dezamăgit de Dumnezeu după această luptă? E posibil. Asta înseamnă că ți-a fost mai drag lucru și ți este mai drag lucru. Înseamnă că Dumnezeu nu e scop, ci e mijloc. Dezamăgirea întotdeauna reprezintă, din nefericire, uh, rolul unor așteptări care sunt greșit construite. Eu, când mă rog lui Dumnezeu, totdeauna păstrez în minte proporțiile, cine sunt eu și cine este el. Nu uit niciodată că alegerile lui au în vedere ceea ce nu pot cuprinde. Eu îmi cunosc nevoia de azi, dar nu cunosc situația în care voi fi mâine, datorită nevoii de azi. Și atunci eu cred că bine este când un om este dezamăgit să-și pun următoarea întrebare. Nu cumva în relația mea cu Dumnezeu. Modul în care eu îl gândesc pe Dumnezeu este unul care e strict referitor la Pământ. Dacă v-ați pus înădejdea doar în lucrurile pieritoare ale acestui Pământ, suntem cele mai nenorocite ființe. Gândiți-vă nu la lucrurile de jos, ci la lucrurile de sus. Eu vreau să mărturisesc că nu-i binecuvântare mai mare decât aceea de a ști că am un destin veșnic. Nu-i binecuvântare mai mare decât a ști că viața mea e salvată de Dumnezeu. Fiindcă eu mă gândesc în felul următor. Dumnezeu ne-a dat oare mult sau ne-a dat foarte mult? Dacă spun că Dumnezeu ne-a dat mult, greșesc. Dacă spun că Dumnezeu ne-a dat foarte mult, iar greșesc. De ce? Dumnezeu ne-a dat totul. Când l-a dăruit pe Fiul Său la cruce, nu mi-a dat nici mult, nici foarte mult, ci totul. Și atunci, pe lângă acest totul, Celelalte rugăciuni mie mi se par uh, foarte mici. Adică, e ca și cum aș spune așa. Știți, eu mă supăr că Dumnezeu, după ce mi-a dat o casă, uh, nu mi-a dat și fereastra care îmi place. Spuneți-mi, vă rog, care este legătura dintre binecuvântare și ascultare? Întotdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu este condiționată de ascultare. De fapt, Dumnezeu ne-a stat între doi munți. Muntele ascultării și muntele neascultării este echivalent, este sinonim. De altfel, binecuvântarea înseamnă ascultare. Sau dacă vreți, ca să primești binecuvântarea, trebuie să asculți. Iar blestemul, pentru că Dumnezeu Dumnezeu a stat între doi munți, dacă veți asculta, atunci iată binecuvântările. Dacă nu veți asculta, iată blestemul. Când Dumnezeu spune blestem, nu spune că Dumnezeu are de gând să ne facă rău, ci că neascultarea are ca și consecințe faptul de a ajunge în aceste situații grele, despre care făceam referire. Deci este ascultarea temelia binecuvântării. Care mai sunt alte condiții prin care se manifestă binecuvântarea lui Dumnezeu? Binecuvântarea presupune ca în viață să înțelegi un lucru de bază. Eu l-am găsit în Neemia 9 cu tocmai ce l-am prezentat mai înainte, poate în altă lumină. Acolo spune binecuvântat să fie numele tău, cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare. Cea mai mare binecuvântare a vieții este să-l cunoști pe Dumnezeu. Din această cunoaștere decurg toate de celelalte binecuvântări. Niciodată un om să nu spună mie nu mi-a dat Dumnezeu nimic, când ți-l-a dat pe Isus, Mântuitorul. Când s-a dat pe El însuși, Dumnezeu ți-a dat totul. Trebuie să înțeleagă orice om care crede în Dumnezeu și este un om credincios, că cea mai mare binecuvântare este să fim într-o relație cu Dumnezeu. De aici decurg toate celelalte binecuvântări. Toate celelalte sunt inferioare, indiferent cât de dragi ne-ar fi nouă, binecuvântării care înseamnă că ni s-a dăruit Hristos. De asemenea, încă un lucru important este cel pe care îl spune psalmistul într-un psalm și anume spune Eu îl binecuvântez pe Dumnezeul vieții mele. Expresia aceasta este fantastică. Nu este Dumnezeul unui moment, este Dumnezeul de zi cu zi. Și aceasta înseamnă că Dumnezeul meu este lumina de fiecare zi a vieții mele. Adică totdeauna, în orice circunstanță, în orice situație, eu îi voi spune mulțumesc frumos. Când noi răspundem funcție de ceea ce vedem că ni se dă, atunci nu este Dumnezeu în vieții noastre. Este Dumnezeu răspunsurilor pentru un moment sau altul. Dar Dumnezeu în vieții noastre înseamnă că indiferent de vreme, indiferent de anotimp, indiferent de sezon, el rămâne, lumina noastră. De asemenea, este important, când vorbim de binecuvântare, să mai înțelegem un aspect. Noi căutăm întotdeauna să câștigăm omul. nu îmi spuneți că uh, nu-i tendința noastră firească. Când vedem pe cineva care ne poate rezolva problema, de exemplu, o de 8 ani de zile am fost avocat. Și credincios în același timp, mai puțin. Dar, mă rog, până la un punct. Și, în tot timpul acesta, aveam relații cu oameni credincioși și oamenii veneau la mine și îmi vorbeau despre necazurile lor și să le rezolv ca avocat situații la un moment dat care nu puteam eu să le rezolv erau peste, deci nu erau avocățești, dar faptul că eu eram avocat, lor le-a adus ideea că eu pot să fac tot, orice și eu îi spuneam, dar da, asta depinde de Dumnezeu, există un împărat, Balac care la un moment dat a zis să blesteme un profet, Balam să blesteme pe poporul Dumnezeu Israel la care balam spune nu pot. De ce? Pentru că Dumnezeu îl iubește. Și chiar așa și spune cuvântul lui Dumnezeu și îmi place această, zice, zice, a schimbat blestemul în binecuvântare pentru că ești iubit de Domnul Dumnezeu. Când un om se preocupă să îl câștige pe Dumnezeu, în ghilimele câștige, adică să rămână iubit de Dumnezeu. Când se preocupă ca să facă lucrurile plăcute lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește cu omul. Am să vă dau un exemplu. Aveam o credincioasă, care a venit și a zis să mă ajuți. Zic, cu ce? Am împrumutat niște bani cu IVA și nu mai dă înapoi. Și ce să fac eu? Ești avocat, rezolvă. Păi zic, aveți un contract? Nu. Martor? Nu. Păi zic, și ce să fac eu? Nu știu, zic, ești avocat, rezolvă. <laughs> și atunci i-am spus acestei uh, credincioase, bine, zic, uh, hai să ne auzim peste o săptămână. A plecat și m-am rugat, fierbinte. Și am zis, Doamne, până și celui mai mare tâlhar și netremnic, tu poți să-i vorbești ajută-o pe femeia. Ce să fac eu, Doamne? Contract, nu-i martor, nu sunt. Cu ce aș putea ajuta-o? Pur și simplu m-am uitat la mine și am zis, nu-i putincios, nu-i trebuie de avocat. Mă sună peste o săptămână și îmi spune, Aleluia! Plângea la telefon. Și ce? Ce bucuroasă sunt! Zic, da, pentru ce? M-a chemat ăla. Și zice, uh, m-a chemat ăla și uh, s-a uitat la mine și a zis, nu încoace. Și m-am dus. Și mi-a dat banii peste birou. Și a zis, scrâșnind din dinți aproape. Nu știu de ce fac lucrul ăsta. Nu știu de ce fac lucrul ăsta, dar trebuie să-l fac. Și mi-a dat banii. Și am luat și am fugit. A intervenit Dumnezeu. Deci, o, nu o condiție, dar să înțelegem. Câștigă-L pe Dumnezeu. Rămâi totdeauna iubitul lui Dumnezeu. Nu fă nimic să-L superi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu va vorbi și tâlharilor. Dumnezeu va vorbi și încăpățânaților. Dacă ăștia au inima deschisă. Dacă Dumnezeu poate să... Dumnezeu poate să ne calea unui. Este scris. Dacă lui Dumnezeu îi place calea cuiva din dușmani, îi face prin Măcar că după aceea ei zic, dar de ce am făcut lucrul ăsta? Pur și simplu Dumnezeu poate să treacă și peste un răspuns negativ. Mi s-au întâmplat dese situații din acestea în care am văzut mâna lui Dumnezeu, în care n-a avut nicio logică pământească. Nu am devenit prieten cu omul respectiv. Dumnezeu l-a folosit, i-a schimbat, de multe ori a făcut să înțeleagă ce nu era. Vă dau un exemplu. A venit la mine un credincios avea uh, marfă în portul Constanța, o confiscase vama. Trebuia să plătească pe fiecare zi o taxă de depozitare de ordinul anului, nu pot să vă spun. Și a venit și a zis, tu ești avocat, tu ești creștin, am auzit de tine, vin o să mă rezolvi. Nu știa nimic de vamă, nu aveam nici o cădere, nu aveam nici greutate profesională. Și am luat actele, m-am uitat prin ele și am zis, bine. Și mi-am intrat la șeful vămii. Am intrat la șeful Vămii, care l-a respins de 15 ori, intervenții în stânga, în dreapta, promisiuni. Am intrat, dar am făcut o rugăciune de disperat. Am zis, Doamne, nimic nu știu, nimic nu pot, omul ăsta vine la mine pentru că am o legitimație. Dar eu nu știu, eu sunt conștient că nu pot face nimic. Și m-am rugat. Am intrat, m-am dus la același șef al Vămii, i-am pus hârtia pe masă, mi-a semnat-o, am plecat, nici bună ziua nu mi-a dat, i-am spus mulțumesc și atât. Și când am ieșit, i-am dat hârtia omului. M-au și a zis, cine ești tu, ce relații ai, cu cine ai vorbit, ce să-i spui? Ce să-i spui? Nu-l cunosc pe șeful vostru, nici azi nu știu cine suntem este. Suntem foarte ispitiți ca în urma unei astfel de biruințe să zicem să o mai cauți. Da, însă ideea este în felul următor. Eu i-am mărturisit lui ce s-a întâmplat și am spus nu are absolut nicio legătură. Acum a venit momentul când el a semnat. Probabil că toate rugăciunile făcute de tine și de alții au dat rezultat. Nu te uita la mine că eu sunt pahar. După ce ai băgut apa, nu-i spui paharului. O, paharule, mulțumesc frumos. Nu, mulțumesc pentru apă. Noi suntem pur și simplu mesageri. Pur și simplu oameni de care Dumnezeu se folosește pentru o vreme, dar uh, niciodată, niciodată o biruință nu este rezultatul unui singur om. Biblia spune, unul a udat, unul a semănat, dar Dumnezeu este cel ce... Ce se întâmplă cu oamenii care bat jocoresc în mod ieftin binecuvântarea și ceea ce au? Uneori nu se întâmplă nimic, domnule pastor. Uneori ei merg pe același drum și au mai departe. Acum vreau să vă spun un lucru greu. Noi nu vorbim de binecuvântare. Pentru că și cel rău poate să aducă în viața unui om resurse financiare. Cunosc mulți oameni care zic suntem binecuvântați de Dumnezeu, dar la baza lucrurilor pe care le-au obținut a fost minciuna, înșelătoria, viclenia, frauda. La Dumnezeu, și scopul, și mijloacele. Sunt Eu nu mă sfinte. refer la bagaje financiare, spre exemplu, ci mă refer la persoane pe care Dumnezeu le ocupă în viața ta. Da. Și în loc să te bucuri, în loc să apreciezi, în loc să uh, mulțumești Dumnezeu, uh, tratezi în mod ieftin lucrurile. O, acestea. Lucrurile acestea nu reprezintă altceva decât o tulburare, în sensul în care nu poți dezvolta relații sănătoase cu oamenii din jur până când în tine însuți nu a luat chip Dumnezeu. Eu vreau să spun că niciun om nu poate iubi decât dacă l-a înțeles pe Dumnezeu. Orice iubire... Bine, noi spunem iubim pizza. Foarte bine, iubim pizza. Asta nu e iubire. Asta este o prostie pe care noi am luat-o unul de la alții. Iubirea are de face numai cu Dumnezeu un om nu poate aprecia prezența unui alt om sau a darurilor pe care Dumnezeu le face în viața lui decât în măsura în care în el a luat chip Dumnezeu. Mulțumirea este efectul unei transformări lăuntrice. Un om care este neînnoit, un om care nu e preocupat de sufletul lui, un om care nu alocă timp și spațiu relației lui spirituale cu el însuși și cu Dumnezeu, el nu va vedea niciodată în viața lui decât gunoiul. Niciodată nu va vedea frumusețea. Ochii cu care vezi frumusețea nu suntem împrumutați. Ei sunt pur și simplu înnoiți, dăruiți de Dumnezeu. Cum să vezi dacă nu poți vedea? Înainte să vă pun o întrebare grea, mai zăbovim puțin la capitolul acesta. Cam ce relevanță are dacă suntem credincioși înainte de Dumnezeu cu banii noștri, cu zeciuiala noastră? rămâne, sau scurt, rămâne principiul zecimii din salar, din banii obținuți în fiecare lună valabil în Noul Testament, după părerea noastră? Eu merg mai departe și sunt mai aspru decât atât. Adică eu vorbesc despre ceea ce vorbește Biblia. Am învățat ceva din Cartea lui Dumnezeu și nici măcar nu voi spune părerea mea. Deci asta prezintă Biblia. Există în Iov 29 cu 13 un cuvânt. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine Umpleam de bucurie inima văduvei, scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Asta se referă la milostenie. Deci eu fac distinție mai întâi de toate ce înseamnă milostenia. Milostenia este acea faptă a dărniciei, acea faptă de ajutor, în dragoste, acordată unui semn în care nu știe stânga ce face dreapta. E, dacă vreți, lucru ascuns. Pe care îl știi numai familia, dacă ești căsătorit, sau îl știi numai tu, dacă ești necăsătorit. Dărnicia este o altă lucrare. Reprezintă tot o minostenie, dar care este ocazională. Afli de un proiect, ți se spune despre ceva și atunci dăruiești și tu. Și avem și uh, cuvânt. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Se referă la dărnicie. Zeciuiala însă, este o matematică. Dacă milostenia, dacă dărnicia, dacă milostenia reprezintă o revărsare a prea plinului sufletului tău, e o înțelegere a milei cu care ai fost deruit, dai pentru că ți s-a dat, dacă dărnicia reprezintă interesul suscitat de o ocazie care ți s-a invit, îmi place proiectul respectiv. În schimb, pentru mine, cum spune cuvântul Dumnezeu, zeciuala este o matematică. Adică, Biblia spune, aduceți la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă la încercare, zice Domnul și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului, dacă nu voi turna belșug de binecuvântare. Eu, tot ce primesc de la Dumnezeu, spunea cineva, dacă îi dai Domnului partea lui, cu cât rămâi? Cu cât ai dat? Oamenii spun, rămân cu 90%. Nu, rămâi cu 10. Pentru că, în mod normal, matematica înseamnă următorul lucru. Când eu i-am dat lui Dumnezeu, Partea cuvenită din ceea ce El mi-a dăruit Mi-am asigurat ajutorul lui Dumnezeu Asigur din partea lui Dumnezeu o sănătate a minții Dumnezeu mă va ajuta să chivernisesc, să administrez bine Doi, am să vă spun un lucru Un om nu vrea să dea și am văzut oameni care au spus da, de ce să dau? Și deodată apar cheltuieli care n-ar trebui să apară Dai pe medicamente Dai, dai... în altă parte, exact. oricum dai De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea să... Și Dumnezeu e bogat Dumnezeu n-ar avea nevoie de ceea ce dăm noi ci Dumnezeu vrea să ne învețe ce o matematică sfântă. Marea problemă și a românului în general. Nu ne place, domnule, matematic. Așa este. Trebuie să pentru învățăm. Că suntem pe final de emisiune, mai avem 3 minute în emisiune. Vă rog să ne răspundeți succint la întrebarea gravă. Cum se poate pierde binecuvântarea? Binecuvântarea se poate pierde în momentul în care trăiești în păcat. În momentul în care, într-un mod deliberat, cedezi standardelor de neprihănire. Poate să revină? Prin pocăință, mărturisire și întoarcere la Dumnezeu. Orice om care trăiește în păcat, întoarce spatele lui Dumnezeu într-un mod conștient și voluntar și pierde însoțirea lui Dumnezeu, pierde ajutorul lui. Dar dacă el se întoarce la Dumnezeu, se căiește și recunoaște pe Dumnezeu și își cere iertare de păcatele concrete pe care le-a făcut, în momentul acela, împreună cu iertarea, se întoarce și binecuvântarea la Dumnezeu. Singura situație în care nu om pierde binecuvântare este aceea în care nu mai răspunde standardelor de neprihănire. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproape de ca pe tine însuți. Dumnezeu este sfânt și iubește neprihănirea. Întoarcerea spatelui lui Dumnezeu presupune faptul că te depărtezi o intro direcție opusă și atunci nici binecuvântările nu mai pot însoți viața ta. Avem cazul lui Iov în Sfânta Scriptură, un caz dramatic, un om care făcea tot ce a zis dumneavoastră. Până la urmă pare că a pierdut totul, dar în ultima, ultimul capitol, în ultima fază a vieții, spune Cuvântul Domnului că el a primit binecuvântări mai mari decât ce a avut la început. Ce putem învăța din această binecuvântare a lui Iov? Putem învăța cel mai simplu lucru. Dincolo de cele văzute, există cele nevăzute. Dincolo de ceea ce pricepem, ar trebui să așteptăm finalul. Unul dintre lucrurile cele mai importante în viață este să nu-ți pierzi nădejde. Iar pentru mine, Iov înseamnă să nu-ți pierzi și să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Uh, nu înțeleg motivația, nu pot să mă compar cu Iov, nu cred că putem vorbi despre un Iov modern, pentru că acolo e cu totul și cu o lucrare deosebită, dar înțelesul practic este următorul. Rămâne, rămâi credincios lui Dumnezeu. Rămâi consecvent. Biblia spune că în tot ce a vorbit n-a păcătuit cu buzele. A rămas credincios. În ciuda faptului că observ că s-ar putea să ți se retragă binecuvântarea, să ai impresia că ți se retrage binecuvântarea. Sigur. Dar frumusețea trăirii lui Iov arată următorul lucru. Ai voie să vorbești despre durerea ta. Dumnezeu nu se simte uh, jignit când un om vorbește în durerea lui, în adevăr. Iov a putut să se tânguiască, dar el a spus în toate că rămâne credincios lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, așa rămâne și din partea mea. Tu rămâi credincios mie, dar și eu rămân credincios ție. Și apoi ce a făcut Dumnezeu cu Iov la sfârșit a fost cu mult mai mult decât a făcut Dumnezeu cu Iov la început. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Domnilor și domnilor, a fost împreună cu noi pastorul Florin Ianovici, de la Biserica Pentecostală Betel din București. Nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. Vă doresc ca toți să fiți oameni binecuvântați de Dumnezeu. Sunt Cornel vășa Noapte bună!